Ați atras toate fetele simpaticuțe aici la voi, la bibliotecă? Salutare, băi prietenașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Barlam, iar astăzi este o nouă zi de livrări la Glovo, cum v-am obișnuit. Doar că de această dată am nefăcut un mic anunț, fraților, mi-am cumpărat bicicletă electrică, în sfârșit, după foarte, foarte multe luni în care am pus bani deoparte. Este un Devron 28161, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ea, la un simplu search pe Google veți găsi o grămadă de site-uri, de link-uri unde veți afla toate detaliile. Chiar sunt curios, sincer, să vedem cum se comportă în trafic. Mi-a luat 3-4 ore astăzi, este ora 12 acum și am primit o comandă de la Mega Image. Trebuie să cumpăr niște nebunii, un pachet de țigări, zmeură, lapte de cocos și fel și fel de prostii de astea. Și coacă se parcă erau. Ca de obicei încep cu o comandă dubioasă. Haideți să nu ne mai lungim, să vedem ce voi face astăzi, ce voi câștiga și cum se comportă această bicicletă în trafic. Am ajuns la Mega Image, haideți să facem cumpărăturile acum. A trecut ceva timp de când nu am mai fost pe aici. Uite, mai e un Glover acolo la cumpărături. Nu știu dacă mai apuc să-mi iau un coș de acolo din față. În fine, nu-mi trebuie coș. Scuze, păi cum, dumneavoastră vorbiți și vă uitați pe pereți? Nu e vina mea și tot dumneavoastră stăriți cu gura. Păi ce să-i fac eu, mă, dacă intră în mine? I-a umblat cu pepenele așa. Ia să-i dărâm pepenele. Măi, băiatule, pe ce ți-am făcut eu, măi, femeie? Fii atent, frate, ce trebuie să cumpăr. Primul lucru. Două banane. Am aici două banane odată. O cutie de zmeură proaspătă. Unde găsesc eu zmeură, fraților? Zmeură. Da, mă, uite, am găsit și zmeura. Pac, o cutie de zmeură proaspătă, banane, așa. Mamă, ce comandă am. Un lapte de cocos. Un lapte de cocos. Uite, mai e un coleg aici care caută și nu găsește. Hai, noroc să te... Uite, la cumpărături și eu am nimerit o comandă de asta și dați. Eu, uite ce am eu. Lapte de cocos, banane, zmeură. Ia uite și tu ce ai aici. Ia uite, frate. Ce e la... Apă, jambon. Jambon, nebunie. Ăla care vreți, nu-l avem. Nu-l aveți? Vă spun, scuze, unde găsești o lapte de cocos? Știți cumva oare? Scuze, dacă vă deranjez. Ok, ăsta e, nu? Nu. Da. Ăsta e. Așa, trebuie să-l iau pe ăsta de sus mai bine ca să... Sau nu, ăsta nu e. Ăsta e. Ăla e, ăla, da. Ăsta e. Scuze, da. Ok, mulțumesc frumos. Plăcere. Numai aici ține. Da, mulțumesc. Zmeura, am luat banane, am luat lapte de cocos, am luat 4 kiwi și o caserolă de coacăze. Și un pachet de țigări. Virginia Slim, mentol. Mamă, ce coadă e aici, frate. Bă, hai că am reușit să plec de aici. Am stat 20 de minute, mă jur, înăuntru. A, uite, echipa Glovo, direct. Cât ai dat pe Devron? Băi, am luat-o cu 3000 de la cineva, cu 3000 de lei. Hai, l-o trăm la doar. Da, dar nouă, cumpărată în 11 iunie. Și a rupt omul mâna și a pus-o vândă. Ea e 4300, nouă. Da, pe dată mă gândesc. Și... am prins o blană. El mi-a scris că mă cunoștea de pe YouTube și mi-a scris pe Facebook: "Nu vreau bicicletă electrică, doar ce am cumpărat-o în garanție 2 ani, știi?" Și am zis: "Bă, să văd, n-aveam toți banii pe loc, am făcut rost de niște bani." 50 de kilometri? Te ține 60-67 de, deci fac două. Bun, pe 2, pe liberul de asistență. Pe 5, pe maxim. Pe maxim, da, 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 da. Mă ține. Pe fac două serii, 3 ore la amiază, 3 ore seara, știi? Ok, hai, te las, am plecat. Noroc, salut. Da, băi prieteni, cum spuneam, am plecat cu comanda asta, trebuie să o livrez la 2 km maxim. Haideți să vă povestesc, hai bă, lăsați claxoanele, că e recital de claxoane în București, să mor eu cu claxoanele voastre. Deci, am cumpărat bicicleta asta de la un băiat cu 3000 de lei, fraților, e bicicletă nouă, cumpărată în 11 iunie anul ăsta. Am garanție la ea 2 ani, i-am dat la băiatul ăsta 3000 de lei pe ea, ea valorând în magazin peste tot cel puțin 4300 de lei. 4600 de lei depinde de magazin. Ce a făcut omul ăsta? Și-a luat bicicleta ca să facă livrări la Glovo și și-a rupt mâna, fraților. Mi-a scris pe Facebook omul: "Barlam, mi-am văzut pe YouTube că ești în căutare de o bicicletă electrică pentru că ai spus că vrei să-ți cumperi una și vreau să-ți ofer bicicleta mea." Bă, sincer, n-aveam toți banii grămadă când mi-a scris omul ăla, dar am făcut pe dracu un 4 și seara, peste 3-4 ore m-am dus, m-am întâlnit cu el, i-am dat banii la om și cam asta a fost. E un Devron 28161. Nu prea știu multe detalii despre ea, n-am apucat să mă documentez. E o bicicletă ok.
te duce ca autonomie gen 60-70 de kilometri, treapta 5-a de viteză. E asistată asta. Haideți să facem și o plecare de pe loc. Mai eu sunt de pun printre mașini pe aici. Ăsta s-a băgat prin dreapta mea. Am și ajuns, băi fraților. N-am pedalat mai mult de 2 minute până aici. Prima comandă la Glovo, ciudată. E o fată ca de obicei, din nou, mă repet, dar să mor eu, mă jur, doar fete comandă la Glovo. Mi-am luat un nou altifurt. Nu mă risc, fratele meu, să... Chiar nu mă risc să-mi las bicicleta cu antifurtul ăla pe lanțe de la Abus. Și mi-am luat Dita mai dihania asta care îmi rupe spatele. Cred că are 1,5 kg. Am o bătaie în plus cu ea, trebuie să-mi bat capul de fiecare dată cu legarea ei. E un sistem puțin mai complicat. Nici aici unde am pus-o acum nu e un loc foarte, foarte safe, dar nu am unde să o pun în alt loc. Hai să vă arăt și puțin bicicleta. Asta e bicicleta, nu v-am arătat-o la început. De vreo 28161. Cam asta e, un schimbător Shimano Altus pe spate. I-am pus eu apărătoare pe spate, aia de față s-a desprins, o am acasă. În fine, are 5 trepte de viteză, îi dau doar cu a 5-a. De obicei o încarc o dată pe zi și mă ține 60-70 de kilometri în treapta 5-a de viteză. Eu am mai livrat cu bicicleta asta acum câteva zile. Cei drept mă mișc mult mai rapid. Haideți să vedem fata asta, să-i las produsele, coacăzele, zmeura, laptele de cocos, în fine. Aici e toate astea. E 89-23. Mai din doar 5 lei. Ok. Uite aici o să mă trebuie. Perfect, mulțumesc. O zi bună, baba. Da, băi, fraților. Tipa a fost drăguță. Mi-a lăsat 5 lei ciubuc și mie. Am început prima comandă direct cu ciubuc. Bani colectați. Așteptăm a doua comandă cu bicicleta electrică. Haideți să vă arăt și priveliștea puțin. Asta e priveliștea pe care o am eu acum în acest moment. Chiar acolo în față unde vedeți cupola aia sau cum se numește, e București Mall. Am plecat puțin să mă plimb, am stat acolo vreo 20 de minute în jur la Ronda Alba Iulia. N-am primit nicio comandă, este ora 1:10. Am livrat o singură comandă într-o oră. Mai sunt și zile proaste la Glovo, mai rar ce-i drept. Stau de ceva timp fără comandă, dar trebuie să țin cont de faptul că este sâmbătă, iar lumea mănâncă acasă pentru că sunt liber, fraților. Ar fi și culmea să comanzi mâncare și în weekend, când ai tot timpul din lume să gătești. Băi, prieteni, am plecat și de la București Mall, nu am primit nicio comandă, chiar dacă acolo în zonă sunt foarte multe restaurante partenere. A trecut o oră și jumătate de când am început programul de muncă, iar eu am câștigat doar 10 lei. Nasoleală, nasoleală astăzi. N-am primit decât o comandă, voi prieteni. Haideți să vă arăt și cum e cu plecarea asta de pe loc. Am plecat primul de la semafor. Sunt în treapta 5-a de viteză. Aaa, ce zgârție pe aici. E cricul care se aude așa urât. Am să mă duc pe la Unirii, în zona aia, la McDonald's. Poate primesc o comandă de acolo. Ce bate vântul din față, sigur nu m-ați auzit foarte bine mai devreme. Hai că încerc acum, fraților, să văd reușesc să ating 40 de km pe oră. Am prins verde, îi dau bătaie, 29 de km pe oră, pedalăm, bagă mare, barame, 31, hai tati, mă lasă ăsta cu roșu să-l depășesc, mă lasă, să trec înapoi cât mai aproape de bordură, bate vântul foarte, foarte tare, e posibil să mă auziți cu bruiaje, am 38 de km, 37 de fapt, hai tati! Hai și în picioare puțin. 38. N-am reușit să ating 40. Ha, mă las preocupat. 38,8. Dacă nici aici la Unirii nu-mi intră comenzi, în centrul Bucureștiului, buricul Bucureștiului, nu știu unde aș putea sta altundeva ca să primesc comenzi. Înseamnă că e o zi foarte, foarte proastă, v-am zis. Este ora 13:40, o oră și 40 trecute din programul meu de muncă și n-am primit, fraților, n-am efectuat decât o singură comandă. Băi. Ați văzut? M-am pripit, am criticat Uber și uite o zi nașpa la Globo. Băi, prieteni, băi, am primit comandă, băi, ce inspirat am venit aici, n-am stat decât 3 minute și am primit comandă de la Subway Cocor.
Mă îndrept într-acolo, fraților. Bă, ce norocos sunt. După ce că ne-am comenzi, am așteptat și aici la Subway vreo 20 de minute pentru că nu ieșise fetei bonul fiscal. Nu știu care a fost treaba, a fost o problemă. Am sunat la asistență, mi-au zis să-mi dau un restart la telefon și ca prin miracol a ieșit bonul după ce mi-am dat eu restart la telefon. În fine, nu contează asta. Mergem să livrăm a doua comandă către clientașul nostru, clientuțul nostru. Hai să vedem. Domnișorico, am ajuns cu mâncare. Bună, de la Glovo sunt. Am ajuns cu comanda dumneavoastră. Sunt aici în față, pe lateral. Acum. Perfect, perfect, vă aștept. Bună. Uite aici, te rog. Așa, mulțumesc și o zi bună, baba. Băi, Biblioteca Națională. Ce ați făcut, măi, bibliotecă? Ați atras toate fetele simpaticuțe aici la voi, la bibliotecă? Da. Două comenzi în două ore. Mamă, ce slab a mers astăzi la Glovo. S-ar putea să stau până la 4, totuși, dacă merg în ritmul ăsta așa, fără să primesc comenzi. Chiar n-am ce să fac astăzi acasă. Mă mai plin cu bicicleta asta. Hai că am primit o comandă de 15 lei, 6 km am de băgat la asta, nu mă plâng, sunt cu bici scârța electrică. Trebuie să o ridic din centrul Bucureștiului, undeva pe lângă centru vechi, Vibes, așa îi spune, pe calea Victoriei, parcă este, mă îndrept într-acolo. Vibes, 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 aici este, n-am mai avut comandă de aici până în prezent. Să nu șordelezi. Vezi în permanență acolo, a? Aproximativ, da. Încă și acum filmez, da. De nebunie, da. Da, fac livrări și pun pe YouTube. E o problemă dacă filmez aici, nu, la voi? Nu să fie problemă, că e cel mai bun steakhouse. Da. Este. Patru sunt aici. Gata, ați terminat? Ce să păi acum făceam pentru cameră. Ca să dea mine. Mersi. Și toate bicicletele voastre au de asta? Nu, asta e personală, bicicleta mea. Nu e. Am mai văzut la Glovo care are tot cu chestia de asta aici. Probabil a nimerit cineva care avea tot o bicicletă de genul, dar ei nu ne pun la dispoziție biciclete. Trebuie să ne luăm noi, știi. Am ajuns și la Vibes, vrăjeală. Hai, noroc, salut, baba. Noroc. Grigore Varlam. Așadar, suntem cu a treia comandă, fraților. Foarte puțin am primit astăzi, foarte puține comenzi. Ia uite ce de-a turiști au venit să vadă Casa Poporului. O avem aici în dreapta. Haideți să vă arăt puțin Casa Poporului, partea dreaptă. Și turiștii care cel mai probabil stau la rând ca să intre să o viziteze. Uite aici te ajută, frate, o bicicletă electrică. Enorm, enorm te ajută. E o pantă destul de abruptă asta pentru București. Și te cam seacă de puteri, mai ales pe căldură dacă trebuie să o urci. Cu bicicleta electrică nu ai nicio problemă. Îmi bate vântul din față, nu cred că m-au auzit prea bine. Sper că ați înțeles ceva. Ideea e că bicicleta asta își face treaba. Sunt mulțumit de ea, i-aș da un 8-9 așa, pe o scară de la 1 la 10. O secundă, te rog. Așa, am ajuns. 82 de lei. O secundă. Da. Dă-mi o sănătoră până scutul ăsta. Așa. E cu cardul oare? Nu, e chef, da. 82. Uite aici. Mulțumesc frumos. Salut. Da, băi, cam asta e. Am livrat și comanda cu numărul 3. Iar am umplut de bani de la Glovo. Ăștia sunt banii lor pentru că m-au mai întrebat unii prin comentarii. Bă, banii aia toți sunt ai tăi? Nu, nu sunt ai mei. Banii ăștia îi depun într-un cont bancar când îmi dă Glovo un mesaj. Gen, îmi dă termen 2-3 zile. Varlame, du-te și depune banii ăștia în contul respectiv. Eu trebuie să mă conformez, să merg să depun bani, bineînțeles, până la ultimul cent, am vrut să zic. În fine, 3 comenzi efectuate, așteptăm să vedem. Este ora asta, să vă spun cât e ceasul. Hai băi, telefoane. 14:38. O altă chestie pe care am uitat să o menționez despre bicicleta asta e că are roțile de oraș, frate, chiar dacă sunt puțin mai mici. Astea sunt de 28 de inci. La mountain bike le aveam de 29 de inci. Mare diferență nu este, dar sunt foarte subțiri și mă ajută la pedalare să prind viteza destul de mare. Cum îmi place mie să-i dau pedală. Oricum ați văzut că nu depășesc 35-38 de km la ora asta în pantă, dar dacă pedalezi, poți să-i dai cu o viteză constantă de 30 de km la oră. Și, după cum puteți observa, se vede aici pe display, nu am consumat decât o liniuță de când am ieșit cu ea de acasă, frate. Deci gândiți-vă ce puțin am consumat. Haideți că m-am gândit să închei acest clip.
Închei și programul meu la Glovo pe ziua de azi cu bicicleta, bici scârța electrică de vreun 28161, cred că era modelul. Tot uit numărul ăla de model. În fine, am efectuat 3 comenzi astăzi, o zi slăbuță la Glovo, vedeți, nu e totul roz nici la Glovo, dar am câștigat 41 de lei în 2 ore și 40 de minute de muncă, dacă pot să o numesc așa, pentru că am și stat foarte, foarte mult pe băncuțe, pe unde am mai apucat-o, pe unde mi-am pierdut timpul. Noroc, noroc, noroc să trăiești! Acestea fiind spuse, cu voi a fost Varlam, vă mulțumesc sincer că vă uitați la mine, că v-ați abonat într-un număr atât de mare pe canalul meu. Dacă vreți să mai vedeți și alte clipuri pe viitor, cei care nu v-ați abonat la canal încă, puteți să o faceți. Așadar, toate cele bune, pa, pa, fraților!